Eu țin să nu cadă. Nu, mai stăm un pic, da? Hai, da. Ține și de asta. Să nu cadă. Da. Nu le-a stat puțin. Cu noroc să fie Dumnezeu. Hai. Vedeți? Asta e. Niște aplauze, da. Hai, copii! Bună! Băi, de unde aveți voi coloc ăsta așa de frumos? Cum te cheamă? Bună ziua și bine ați venit! Astăzi, data de 10 septembrie 2023, la cele două evenimente care le sărbătorim astăzi, dublu eveniment, adică sfințirea acestui obiectiv atât de important și premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie în anul 2023. Mai întâi aș începe cu prezentările și să le mulțumesc invitaților noștri care astăzi au vrut și au putut să ajungă aici alături de noi. Aș începe cu domnul prefect al județului Bacău, care este reprezentantul guvernului în teritoriu. Domnul europarlamentar Dragoș Benea. Domnul președinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Valentin Ivancea. Și domnul Vasile Budacă, consilier județean la Consiliul Județean Bacău și persoana de legătură din zona aceasta cu Consiliul Județean. Domnilor invitați, vă rugăm să luați loc. Noi ne vom desfășura activitatea în funcție de programul cum l-am prezentat tuturor. Stimați cetățeni, nu numai din Larga, ci toți cei care sunteți prezenți astăzi aici. După cum v-am spus, sărbătorim cele două mari evenimente. Nu aș vrea să vorbesc prea mult, pentru că cei care sunt și s-au prezentat astăzi, o să le dau cuvântul și dumnealor. Imediat, dar, înainte de toate, aș spune eu doar câteva cuvinte despre evenimentul nostru de astăzi. În anul 2008, prima dată când am candidat la Primăria Comunei Dofteana în calitate de primar, dumneavoastră aveați câteva cuvinte de spus, iar eu aveam și eu multe vorbe să spun. La acel moment nu știam prea multe despre administrația publică locală, nu știam multe despre ceea ce trebuie să fac, dar uitați, în timp le-am asimilat, zic eu, pe toate și am făcut multe. Deci am lăsat faptele să vorbească. La momentul respectiv vă vorbeam. Am venit în fața dumneavoastră atunci cu vorbe. Dumneavoastră m-ați crezut și m-ați votat. Pentru care vă și mulțumesc. E o zicală din popor care spune așa, în satul tău n-ai să fii niciodată împărat. Uitați că eu sunt născut, crescut în satul Larga, dar din 645 prezenți la secțiile de votare, 605 voturi au fost ale mele. Dumneavoastră spuneați ceva în 2008. Domnule primar, nu avem pot peste râul Trotuș. Am făcut pot peste râul Trotuș. Domnule primar, nu avem casa Transdecal acoperită, nu avem casa Mortoar acoperită, lucru pe care l-am făcut. Domnule primar, cade școala jos, lucru pe care l-am făcut și am reabilitat întreaga școală, după cum o vedeți și dumneavoastră. Nu avem apă, la momentul respectiv am tras conducta de apă.
de 4 țori, racordându-ne din Făgubeni și am aprovizionat statul larg cu apă. În anul 2022 am cheltuit din bugetul local al primăriei Comunei Dofteana aproape 100 de mii de euro, 5 miliarde și am trecut pe sub Caia Ferată, pe sub DN12 și am raportat satul larg la rețeaua principală de apă care face legătura dintre Dărmănești și Onești. Astăzi sunt în fața dumneavoastră și vă prezint acest mare obiectiv. N-aș vrea să mă uit în spate să spun că mai încolo un pic era un cămin cultural cumva, care știți destul de bine unde a ajuns și din ce motive a ajuns. În proprietate privată. Vă spuneam, o să vă construiesc cămin cultural. Puțini au înțeles. Puțini au înțeles poate dintre dumneavoastră, poate credeau că sunt vorbe. Uitați, astăzi am venit cu fapt. Acest cămin cultural are o suprafață desfășurată de 576 de metri pătrați, amprenta la sol, are etaj, care are o sală de calculatoare, care are un birou, grupurile sanitare, bucătăria, toate grupurile sanitare, magazin și aici, în spate, locul unde se schimbă artiștii care vin să prezinte diferite spectacole aici la noi. Această sală are următoarea destinație. Nu este a mea, nici a celor care sunt aici alături de mine, ci este a tuturor cetățenilor din satul Larga, respectiv din Comuna Dofteana, pentru diferite activități, începând de la serbarea cu copii și până la orice activitate doriți dumneavoastră să faceți, aici, în acest cămin, de veți face începând cu data de astăzi. Acest proiect l-am obținut prin Compania Națională de Investiții, unde am depășit 50 de miliarde în bani vechi, inclusiv cofinanțarea noastră de 9 miliarde a primăriei Comunei Dofteana, pentru că am făcut acest gard, după cum îl vedeți, împrejbuirea, canalizarea apelor fluviale, subtraversarea pe sub drumul 149A, care face legătura între Dărmănești și Dofteana, toate investițiile care au fost neeligibile din proiect, le-am asigurat din bugetul și din banii, inclusiv ai dumneavoastră. De ce să nu vă spun partea cealaltă? Toate aceste lucruri care le-am făcut, inclusiv anul acesta, am încheiat drumul care face legătura dintre DN12A și cantorul Silvic Larga pe lungime de 4 km, și podul de la Guță și Gheorghe, cum știți dumneavoastră, care nu exista și astăzi există pod acolo. Facem legătura cu Berzunțul. Tot ceea ce ne-a stat în putință le-am făcut, dar nu le-am făcut singur, având alături de mine un consiliu local pe care dumneavoastră l-ați votat și l-ați trimis în primărie să mă susțină pe mine și cu sprijinul celor care vedeți aici, lângă mine, în mod special, podul de la care face legătura peste Râul Trotuși, ia parține europarlamentarul Dragoș Benea, care acum derulam cu dumnealui pe drum niște amintiri de ale noastre în care aveam utilaje de la capătul podului și nu aveam autorizația de construire. Făcut sunt toate de necuturile. Am ieșit cu autorizația de la Consiliul Județean cu lacrimi în ochi, mulțumindu-vă tuturor celor care s-au implicat. Inclusiv președintele Consiliului Județean de astăzi, domnul prefect și întreaga echipă care sunt alături în permanență și în permanență ne acordă maximul de sprijin. După ce am construit podul peste Râul Trotuși și am făcut sala de sport, să poată să meargă și copiii din Larga la sala de sport, inclusiv cei din Bucuieți. Astăzi, în urmă câteva zile, vă pot spune că am semnat autorizația de construire pentru o creșă, acolo unde vedeți că este organizarea de șantier a societății comerciale care face multe proiecte aici în localitatea noastră. Iar în spatele parculețului am acea autorizație pentru, am aprobarea pentru un centru medico-social, tradus în românește, pentru un azil, care se va derula în timp. Mai avem multe de făcut, cum vă spuneam în campania electorală.
voi lăsa faptele să vorbească și vom avea în continuare multe de făcut. Tot ceea ce vom face, vom face cu sprijinul dumneavoastră și cu sprijinul celor care conduc județul Bacău. Au ce să arate dumneavoastră. Sunt alții care ies pe postul de televiziune să vin și vorbesc unor oameni care n-au turnat un centimetru de asfalt în județul Bacău și eu în larga sau în toată comuna Dofteana, anul acesta, chiar dacă săptămânal asfaltez, nu reușesc să termin câte proiecte am. Ați văzut, m-am apucat de ulița de la Vintilă și până la Vasilea Postul. Sper că anul ăsta să o și asfaltez. Am început canalizarea pluviale, sper că săptămâna viitoare să asfaltăm Baia Câmpului. Am asfaltat mai bine de jumătate din Bogata. La Bogata m-am apucat săptămâna asta și de un pod care face legătura între Biserica Catolică și strada Privighetorii. Am semnat contractul cu înființarea sistemului inteligent de gaz de localitatea noastră, 12 milioane și jumătate de euro. Probabil, următorii vorbitori o să vă spună și despre canalizarea din Dofteana, care va lua ființă cel târziu în anul 2024. Confortul va fi în Dofteana. Dofteana, Hăgheacu, Ștefan Vodă, să nu se aștepte nimeni la confort începând din anul 2024, acolo voi începe cu sistemul de gaze și cu canalizarea. Nu v-am spus, datorită președintelui Consiliului Județean și tuturor celor care sunt aici, ne-am asociat cu Consiliul Județean Bacău pentru drumul 131 care face legătură între TN2 Ștea și Saltul Seaca. Cele patru sate, Hăgheacu, Seaca, Ștefan Vodă și Dofteana, vor face legătura peste deal, absorbind circulația din centrul localității și traversând-o peste dealul Rângani. Multe mai avem de făcut, v-am spus, și nu este chiar momentul să le spun pe toate. Aș da cuvântul celor care sunt alături de mine, reprezentantul Guvernului în teritoriu, domnul prefect Lucian Bogdan, care în permanență mi-a fost alături, mă ajută și m-a ajutat de fiecare dată. Mulțumesc. Bună ziua tuturor! Cu drag mă aflu în comunitatea dumneavoastră și în Dofteana, unde aveți un gospodar care, dincolo de faptul că are o mână foarte și știe unde trebuie să apese pentru a aduce la bun sfârșit proiectele sale de investiții, domnule primar, cadența cu care dumneavoastră implementați și puneți în funcțiune proiecte și iată una din investițiile de astăzi, Căminul Cultural pe care îl inaugurăm, ar trebui să dea de gândit și sunt convins că dă de gândit inclusiv unor primari din mediul urban, care ar avea ceva de învățat de la dumneavoastră, din experiența dumneavoastră și din aplombul cu care administrativ implementați proiectul. Am avut avize de luat pentru Bugu, comunii dumneavoastră, pentru a ajuta la dezvoltarea comunii dumneavoastră. Mai avem avize de luat, le vom lua. Și vreau să vă asigur și să-i asigur pe toți doctenii că facem toate eforturile posibile la instituția prefectului pentru a rezolva și problema cu pădurea din satul Bucuriți, unde trebuie să reglementăm o situație care de zeci de ani a fost lăsată poate la voia întâmplării, inclusiv de autorități în administrației publice centrale din anii trecuți, de-acum 20-30 de ani, iar nouă ne revine astăzi misiunea de a rezolva și această problemă pe lângă toate celelalte. Eu vă felicit în numele Guvernului României pe care îl reprezintă în teritoriu și, dragi dofteni, să știți că în comuna dumneavoastră, la vârful primăriei, aveți un model de administrație publică locală și un exemplu de bună practică pentru toți primarii din județ. Felicitări! Vă mulțumim frumos pentru aplauze, pentru felul cum ne-ați privit dumneavoastră astăzi aici. Dau cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Valentin Pancea. Mulțumesc, domnule primar. Dați-mi voi să stau și eu dumneavoastră, faceți-mi onoarea asta. Să știți că de fiecare dată când sunt invitat la Dofteana, vin și cu plăcere și bucurie. Și sunt onorat de faptul că dumneavoastră
M-ați primit cu brațele deschise. Am simțit de fiecare dată că există o conexiune între mine personal și Dofteana și prin prisma faptului că simt pe domnul primar un adevărat prieten. Lăsând deoparte considerațiile personale, să știți că ca și reprezentant al Consiliului Județean, noi am fost, suntem și vom fi alături de comunitatea din Dofteana. O comunitate extrem de importantă, extrem de puternică, extrem de curată din multe puncte de vedere, care păstrează tradiții și care le promovează la nivelul întregului județ. Exemplu de administrație publică din Dofteana poate fi dat la nivel de țară. Este un exemplu de bune, practici. Nu vreau să dezvolt proiectele pe care domnul primar le-a menționat în discursul dânsului, dar să știți că tot ce este acolo ține de ambiția, voința și tenacitatea dânsului de a face din Comuna Dofteana una dintre cele mai frumoase comune din țară. Vă mulțumesc încă o dată pentru onoarea de a fi în mijlocul noastră, vin la noastră cu mare bucurie și în același timp simt o reală plăcere să mă aflu alături de noastră ca între prieteni. Mulțumesc încă o dată, domnule primar. Da. Mulțumim frumos domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Valentin Ivancea. A spus totul ceea ce este adevărat. Noi am rămas buni prieteni înainte de a fi dumnealui președintele Consiliului Județean. Este un om care de fiecare dată nu există să vorbim prin mesaje decât la telefon imediat îmi răspunde Dania Ioane. Și cu această ocazie chiar vă mulțumesc și pentru microbusul școlar pe care noi l-am primit acum, cel de-al patrulea microbus școlar. Pentru că am fost informat, dar Ioane des că vin patru microbuze școlar și asta nu am nevoie de el, dar îmi răspund, dar nu toate mă tare, nu mai mult. Eu vreau de toate. Dar am făcut patru cu cele trei care le-am mâinit. Da, au fost patru cu cele trei, dar vă mulțumim. Vreau să invit alături de mine pe domnul europarlamentar Dragoș Benea. Nu pot să vă spun, o largă și mare prietenie am avut și am cu dumnealui. În momentul când am candidat în 2008, eram la o altă formațiune politică, după ce s-a terminat alegerile, bineînțeles, dumnealui era președintele Consiliului Județean, m-am dus la dumnealui, am întins, prima dată am sunat, nu mă primiți, dar dumnealui, din nou, m-am dus peste masă, așa cum eram, dumnealui era la scaun, am dat mâna, domnule președinte, eu sunt om serios și aș vrea să fac treabă în Dofteana. Și din acel moment, chiar dacă eram în altă formațiune politică, timp de două mandate, am colaborat foarte, foarte bine cu dumnealui și acum nu pot să vă spun cât de bine. Nu se pune problema, am vizitat și biroul dumnealui de la Uniunea Europeană, da? Am fost invitat, cum să spun așa. Știu cu ceea ce se ocupă și numai lucruri bune a făcut și face pentru județul Bacău și nu numai. Poftiți, domnule președinte. Mulțumesc, domnule primar. Eu sper să observați că încerc să-l înfrunt. Adică n-am gândit, nici nu m-am dus lui de dânsul, nici nu încerc să ies o leacă din front, ca să zic așa. Sper să nu mi se cășureze din această pricină. Preacucerii și părinți, stimați consilier local, dragi, onorată asistență, dragi dofteneni, autorități centrale, domnule primar Vasile, e o duminică frumoasă și pentru noi toți, și pentru dumneavoastră, și pentru noi. O zi în care cinstim familia, bifăm încă un obiectiv realizat în Dofteana și sigur că foarte multe merite revin în primul rând primarului și Consiliului Local și după aceea și celor
care au intervenit aici, și sub senatul și domnului Vasile Budacă, fiecare cu contribuția lui. Acum sper să nu se supere Părintele Protopopi Ioan Corleonu. Dumnezeu vorbește prin vocea copiilor, dar face lucruri cu oameni. Oameni înseamnă și primar, și europarlamentar, și dulgherul, și cel de pe tractor, și cel de pe buldozer. Și toate aceste lucruri, cu siguranță, nu aparțin, toate aceste realizări din Dofteana nu aparțin doar unei persoane, aparțin mai multor oameni, chiar și dumneavoastră, dacă îmi permiteți, dar cu siguranță proporțiile sunt diferite și aici sigur că fără a încerca să evidențiez mai mult decât este cazul, principalul merită aparține primarul Ioan Bușor, pe care, într-adevăr, îl cunosc de 15 ani. Eu am o legătură cu Dofteana responsabilă și instituțională de 20 de ani, împlinesc de 20 de ani. Eu, Dumnezeu să-l pomenească pe Costela Safte, pe Costica Safte, l-am cunoscut. În 2008, dumneavoastră ați fost foarte inspirați și ați pus, practic, cei care atunci l-ați susținut pe Ioan Bușor să ajungă primarul Comunei Dofteana, s-a confirmat de-a lungul timpului că ați avut dreptate, ați fost inspirați, pentru că din acel moment, pentru Dofteana, a ieșit soarele pe stradă, ca să pot, dacă pot să spun așa, și este foarte greu, ne-a luat foarte mult timp să încercăm să recapitulăm, să ne amintim tot ceea ce s-a realizat aici. După aceea, din 2013-14 am început să facem echipă comună și din punct de vedere politic. Ritmul lucrurilor pozitive și a investițiilor și a veștilor bune s-a întețit, a crescut, repet, și cu susținerea noastră, pentru că uneori mai trebuie să mai depășim și niște funcționari care sunt mai încăpățânați, mai cu ochelari de cal. Și iată că astăzi, repet, e duminică, e 10 septembrie, e important că bifăm acest obiectiv. Știu ce înseamnă căminul cultural, biserica, terenul de fotbal, piața, viața unei școală, viața unei comunități. Dar mă bucur că, dincolo de faptul că ne-am găsit cu toții timp, că e greu, toți avem priorități, avem familie, avem fel de fel de alte responsabilități, județul acesta este mare, mă bucur că astăzi, dincolo că simțim acest obiectiv și cu ajutorul preacucericilor părinți, mă bucur că cinstim ceea ce este mai important, instituția familiei. Cu toții știm cât este de important, când atunci când este mai greu, la familie ne întoarcem. Astăzi vor fi omagiate, practic, cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsnicie. Este un lucru care sper să dăinuiască cât mai mult în întreaga societate românească. La Dofteana sunt convins că familia, așa cum o știm noi cu toții, va dăinui și va dăinui mult timp. Și la asemenea evenimente vom mai participa. Familia este astăzi cinstită la Dofteana și nu numai astăzi. Și este un mesaj puternic, dincolo de mesajul administrativ, că se întâmplă lucruri și se întâmplă lucruri în foarte multe localități din județul Batou, nu numai la Dofteana, dar mesajul acesta puternic de susținere a familiei este important și, de fapt, eu cu acesta îmi place să cred că plecăm cu toții sufletiți de aici, că familia, respectăm familia, omagiem familia, cuplurile care înțeleg să traverseze toate aceste 50 de ani, să-i traversez în aceeași formulă, e un lucru pentru noi normal, dar pentru alți, foarte mulți alți semeni de noștri, mai puțin normal. Și e bine să, de câte ori avem ocazia, să subliniem rolul și importanța familiei, să o facem, astfel încât valorile noastre tradiționale să rămână și să venească. Mie nu este frică de oamenii care n-au memoria locurilor natale, n-au memoria vecinilor, n-au memoria familiei, mi-e frică de ei, dar aici nu mi-e frică de nimic, chiar dacă ați văzut, am început prin anul ascultat pe domnul Bușor, n-am venit de tâns, am ianuar locul dânsului și sper să nu pățesc nimic din acest motiv. Vreau să subliniez și
rolul important pe care îl are colegul nostru Vasile Budacă, de la Comănești, de la Mărinești, de toată, toată această vale a muntele, zona de vest a județului, jumătate de vest a județului, dacă pot să spun așa, este un om implicat cu o mare risipă de energie, care asigură foarte bine legătura între noi toți și are foarte mult, foarte multă energie și foarte mult timp pentru toate aceste, toate aceste proiecte și vreau să, să dăm cezarului ceea ce cezarului. Altfel, așteptăm premierea celor, nu știu câte cupluri sunt, 26 de cupluri, îi felicit, sper să, să le calc și eu pe... Sper să ne călcăm cu toții pe urme, vă doresc multă sănătate și o duminică frumoasă în familie, ca să zic așa. Da. Mulțumim domnului europarlamentar Dragoș Benea, m-a așteptat să mă lovesc mai tare, dar văd că totuși ține cum suntem prieteni. Da. Domnul prefect, vă rog frumos dacă vreți să dați tabelul ăla de acolo din față dumneavoastră. Înainte de a da cuvântul preacucernicilor părinți, în speță părintelui Protopop, voi da citire următorului tabel. Persoane care împlinesc 50 de ani de căsătorie în anul 2023. Deci în urmă cu 50 de ani au trecut pragul unității administrative teritoriale Dofteana în anul 1973. Îmi amintesc, eu aveam doar 13 ani la momentul respectiv. Când ne-am luat jocarul cu vecina mea cu Divina, am plecat de acasă și au făcut vere Divina de aici. Am fugit de acasă și au zis mama că am jucat, m-am băgat și într-o sărbă pe acolo. Și jumulele am luat, nu vă mai spun, dar a trecut de atunci. Aș vrea citire celor care în 1973 s-au unit pentru o viață și astăzi au ajuns la 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Da, Stanciu, Nicolae și Teodora, care sunt aici în față. Hârbu Ion și Anita. Domnul Hârbu, la mulți ani, mulțumim frumos că ați venit. Ieri doamna învățătoare spunea că aveți o treabă urgentă la bacă. Uitați că cred că ați lăsat toate și ați crezut că asta este mai urgent, răspunzând invitației primarului și pentru asta vă mulțumesc mult de tot. Dumitrage Constantin și Maria. Stanciu, Zaharia și Ileana. Mulțumim frumos și la mulți ani. Deaconul Ion și Anica. Bine ați venit. Deaconul Ion și Maria. Deaconul David și Anișoara. Sunt cu mei privei la mulți ani. Hanganul Ștefan și Maria. Probabil mai avem nimeni, nu? Leahu Ion și Maria. Venișoara mea. Stanciu Gheorghe și Maria. Bună tine, Gheorghe. Ai văzut că vii? Constantinescu, Constantin și Doina. Bine ați venit, domnul Constantinescu. Spoiala Toma și Catrina. Bine ați venit și la Muntani. Boloș, Petru și Maranda. Uite și Binea Petrică, care a fost fotbalist Binea Petrică la echipa Forestra Dofteana la momentul respectiv. Da? Bartolomei, Costică și Elena. La mulți ani, Costică. De acolo, Nicolae și Maricica. Bine ați venit, domnule Costică. Ioancea, Ion și Vica. Bine ați venit și vă mulțumim. Moralul, David și Lucica. Ați vrut să-ți ajungi să dați, dar că l-ați plecat. Bine ați venit. Cazacul, Nicolae și Anișoara. Hai, Nicolae. Bravo, la mulți ani. Apostol Nicolae și Rodica.
acum ceva pas care e bun. Am tras lumina publică, apă, ți-am asfaltat până la poartă, treaba e bună. Să fii sănătoși de acum încolo. Felicitări! Da. Stați și-a unii rămas, unii rămas, Apostol, Bălănucă Gheorghe și Paraschiva. Bine ați venit, mulțumesc frumos, Nea Gheorghiță. Ai venit să dea Dumnezeu ani mulți și buni de acum încolo. Veniți săracul în căruț, vedeți? Bravo! Rusu Ion și Elena. Nenea Rusu este de la... din orașul Târgovna, cartierul cele, dar nu spune acum că ești Monica la Dofteana, să nu mai știe nimeni. Faisa Vasile și Maria. Alea Vasile, la mulți ani. Păscărin Mitică și Oguța. Să vezi, la mulți ani, la Mitică. Cojocanu Ion și Didina, despre care vă vorbeam. Berchim Ion și Valerica. Bine ați venit, Nea Berchim. Turcu Carol și Georgeta. Și doamna Oită, erau și cineatul. Bravo! Felicitări! Repet, spunându-vă următorul aspect, vă doresc la mulți ani, ani buni, de acum încolo, alături de cei nepoții care aveți, nepoți, strănepoți, să-i țineți în brațe, să-i mângați și să le dați sfaturi multe, pentru că au multe de învățat de la dumneavoastră. Iar ei, să nu uite niciodată că astăzi, data de 10 septembrie 2023, au însoțit pe părinții lor la 50 de ani de căsătorie și să vă urmeze exemplu. În continuare, Naioane, mandate, cât mai e până la 50? 10 ani și 2 mandate de primar. Cum ai să faci? Eu nu cred că este premiez, nu știu ce am. Nu, nu îndrăznesc să vă premiez, aștept, poate mă face și pe mine cineva de la județ cetățean de onoare. Eram sigur. Domnul președinte, nu mai am administrat. Trimite cineva acasă, de asta ai grijă de familie și premiază. Doamne, uitați despre ce este vorba. Cineva din familie. Corect. Bine ar fi să întrebați publicul dacă în anul 2024 mă trimite acasă sau rămân tot la administrație. Dar eu am zis în 2033. A, dar ia ceva, ne mai gândim și atunci. Am zis 2033, am zis 2024. Domnul președinte, în discuții primați, le poate le creeze emoții și celor din opoziție, chiar aș vrea ca să prindă măcar Reveionul, să nu îi se pună mâine. Da. Doresc să înmânez microfonul părintelui Protopop, care la fel cum și președintele Consiliului Județean și toți cei prezenți, suntem buni prieteni pentru că am făcut și facem echipă împreună, construind doar numai lucruri bune. Părinte Protopop, aveți cuvântul. Noi vă spunem un cuvânt de Doamne ajută. Iubiții noștri, am ascultat cu multă atenție cuvântul domnului europarlamentar Dragoș Benea și dacă este să vă spunem ceea ce am reținut eu din cuvântul domniei sale este că noi suntem biserica. Și bine spune, domnule președinte, sunt stăpânit de emoție și vă spun dumneavoastră, a procedat foarte bine. Programul acesta mi se pliază foarte mult și chiar o să-l punem în practică. Domnule primar, domnule președinte Valentin Ivancea, domnule prefect, domnule Vasile, prieten, iubiții noștri și iubiți credincioși, sunt și alte confesiuni, îi salut pe frații romano-catolici. Aș vrea să spun că aici, public, m-am așezat în fața lui Claudiu, dar el știe să facă diferența imaginii câteodată și nu mai vorbesc de doamna Dana, sau poate de fiecare dată. Ca să fiți atenți la cuvântul acesta, Doamne ajută! Anul trecut eram în această comună și am realizat pe 30 august un lucru istoric. Acest lucru a constat în faptul că noi, Protopopii Arduonești, am primit prin unanimitate de voturi, prin cuvântul acestor oameni de cuvânt. Și spune un preot, am fost nominalizat cu numele aici
Știți foarte bine că vă stimez foarte mult. Am trecut prin multe, dar împreună cu dumneavoastră vă pot spune că este un act istoric în Onești pe care s-a făcut. Consiliul Județean Bacău, prin cuvântul domnului președinte Valentin Ivancea, și mai ales pe acest Doamne ajută pe care l-a spus Dragoș Benea, și nu fac altceva decât să le mulțumesc, să vă fi recunoscător. Nu ați făcut lucrul acesta pentru mine, ci ați făcut pentru o instituție pe care am văzut că ați nominalizat. Din partea mea, pentru că am zis că la sfârșit să facem aceste daruri, aș vrea să vă ofer, domnule președinte, fără ca să fac discursuri care nu mă caracterizează, că sunt un om direct, să vă ofer un drapel prin acest copil în biroul dumneavoastră. Dați-mi voie din suflet să vă ofer acest drapel și o icoană care să fie din partea noastră a Bunul Copiatului. Tot ceea ce ați vorbit aici despre alfabetizare, despre școală și mai ales de biserică, noi știm că până aici ne-a ajutat Dumnezeu. Nu vreau să vină altă religie care să nu promoveze credința noastră creștină. Acest om promovează credința noastră ortodoxă. Este titlul unei catedrale și noi știm acest lucru prin tot ceea ce se face frumos pentru bisericile noastre. Și spun și romanul catolic și de alte confesiuni. Noi considerăm drapelul sfânt. În fața dumneavoastră eu un sărut, pentru că drapelul pentru noi este sfânt și-l ofer acestui om. Este aparent. Dar un gest de suflet și de cuvânt. Le mulțumesc tuturor, o să rog pe Părintele Vlad să mâneze la fiecare din cei care sunt aici de față, cu excepția faptului că domnul Vasile este prietenul nostru și teolog și ne înțelege, să vă ofer icoana Sfinților Arhangheli, domnului președinte și alte icoane, în semn de recunoștință. Din partea noastră, cei ce se simt ortodoxi pentru acest gest de pe 30 august, pentru că m-au scris părinte, vreau să-i aplaudă și să le mulțumim din tot sufletul. Vă mulțumesc! Și vă mai spun un lucru. Slujba noastră durează exact 12 minute. În primul rând, domnule primar, n-am uitat de dumneavoastră. Pentru această instituție pe care o reprezentați, Icoana Maicii Domnului, pe care rog pe Părintele David să vă aducă, pentru că este duhovnicul frăției voastre. Mulțumesc foarte mult tuturor! Rămâneți pe loc, noi o să facem rugăciunea și vă mulțumim foarte mult. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Împărat de Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pregătitele ești și pe toate din plinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sărășuiește într-un noi și ne încurățește pe noi de toată tineșunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Spunem cu toții, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Tatăl este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care e binevoit a intrat sub acoperământul Vameșului Zaheu, și te-ai făcut mântuire lui și la toată casa lui. Însuși și acum, Stăpâne, păzește-ne pre noi, pre toți, de toată răutatea și pe cei care desfășoară lucrări aici și îți aduc ție rugăciuni prin noi nevrednicii. Binecuvintează-i pe ei și așezământul acesta și păstrează întotdeauna viața lor nemântuită și le dăruiește cu îndesculare toate bunătățile tale spre folos prin binecuvântarea ta.
că ție ți se cune toată slava, cinsta și închinăciunea, împreună și lui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și bunului și de viață Făcătorului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, care în rușele de sus locuiești pe cei smeriți privești, care ai binecuvântat casul lui Laban cu intrarea lui Iacob și casul lui Putifar cu venirea lui Iosif și ai binecuvântat casul lui Abiadar în aducerea mea a chivotului legii și în zilele venirii tale tu, Hristoase Dumnezeul nostru, ai dorit mântuire casul lui Zahir, însuți binecuvântează și centrul acesta cultural. Și cu frica ta întărește pe cei ce vor ține evorile, susține activități în el și îi păsește nevătămați de cei potrivi, le trimite binecuvântarea ta din înălțimea locașului tău și binecuvintează și înmulțește toate bunătățile și toate activitățile care se vor susține în centrul acesta cultural, că ție se cuvine a ne milui și a ne întâi pe noi, Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și vecilor, înțelepciune până să ascultăm noi Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, se va citi. Să luăm aminte în vremea aceea când ce Iisus vine Nihon și iată un om bogat în Dumnezeu Zahiu, că era mai mare peste vameși, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Atunci, alergând el înainte, s-a suit într-un duc ca să-l vadă că și pe acolo avea să treacă. Dar când a sosit la locul acela, Iisus privind în sus, a văzut și a zis către el, Zacheu, grăbește-te, dă de jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și grăbindu-se, s-a coborât și l-a primit cu bucurie. Văzând însă aceasta, toți credeau și ziceau, a intrat să mântuiască la un om păcătos. Dar Zacheu, stând în fața Domnului, a zis, iată jumătate din averea mea, Doamne, dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iar Iisus a zis către el, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și el este fiul Avram, fiindcă fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, Dumnezeu nostru, cauză cu lăsire spre rugăciunea mea, Sfântul și nevrem slujitor toți minte ca avă prea Sfântului Tău peste omenemul acesta și îl sfințește ca să fie spre sfințirea locului acestuia, a centrului acesta cultural și a noastră a tuturor. Că s-a binecuvântat numele Tău, s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și veci vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeu Îndurărilor și a toată milostivirea cărui milă este nemăsurată. Și iubire, Doamne, adânc ne ajut să la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici cu milință, îți aducem această mulțumire bunătății Tale. Pentru tot ceea ce ai făcut pentru familiile noastre și pentru sufletele noastre, mântuiește-ne de toată reaua întâmplare. Dăruiește pace, sănătate și liniște tuturor, că s-a binecuvântat numele Tău, s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Atât a durat slujba la noi. Acum urmează un moment în care noi vom sfinți, puțin o să vă deranjăm. Nu o să o fac eu personal, ci preoții noștri. Aș vrea să vă mulțumesc din suflet, pentru că simt că sunteți cu Dumnezeu, iar Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze și fiecare parte, să aveți pace, bucurie și sănătate. Să nu uitați, undeva acolo când ajungeți aici, după 2023 am înțeles, sau 34, sau 2153, Ioan Bujor să rămână în sufletele noastre, nu numai ca un cetățean de onoare, ci ca un om care a mișcat suflete și a făcut ceva pentru aceste comunități. Iată cu o echipă frumoasă pe care atât de frumos am văzut că vorbesc despre Comuna Bofteana, practic despre județul Bacău, mai ales despre România noastră sfântă. Vă mulțumim tuturor și vă
încredințări de toată prețuirea erarhului nostru, în al preasfințitului Ioachim, cu binecuvântarea căruia eu sunt prezent aici. Deci o să fie un moment frumos, discret, o să stropim, între timp o să, după durează exact un minut cât să facem acest lucru, rugăm și pe frații Romanul Catolic să spunem și ei o rugăciune, că știți cum e, noi ortodoxi ne căsătorim cu Romanul Catolic și invers, și nu faci nicio problemă în lucrul acesta și dacă acest loc devine o bucurie pentru toți, ne bucurăm. Vă dorim multă sănătate și vă îmbrățișăm cu prețuire, părinților. Invitați toate cuitele și toți preoții, indiferent de raportul numeric, și vrem să arătăm că împreună suntem credincioși lui Dumnezeu și avem aceleași intenții bune față de toți oameni. Și mulțumim și numele Bisericii pentru tot ajutorul acordat atât la nivel de județ, știm, și alte proiecte pentru bisericile catolice sau activități ale bisericii catolice, dar și în comună pentru Biserica de Biseaca sau de la Bogată. În numele credincioșilor catolici vă transmit ca Dumnezeu și vă doresc în primul rând omenește și ca preot ca Dumnezeu să vă ajute să deblurbiți și să îndeplinim toate lucrurile bune pe care aveți de gând să le faceți. Iar acum vă face și o rugăciune de binecuvântare pentru acest locaș și o rugăciune pentru familie. Pentru că am vorbit mai mult, o să vă rog pe Părintele Iulian să facă el această rugăciune. Mare ești, Doamne, Dumnezeul nostru, care în multe chipuri și prin multe mijloace te dezvălui neîncetat oamenilor și ai binevoit să ne lași cuvintele tale în Sfânta Scriptură inspirată de tine. Primește așadar cu bunăvoință rugăciunea de noastre și fă ca toți cei care vor intra în acest centru cultural pentru cultivarea științei, a artei și a talentelor să se pună neîncetat în slujba înțelepciunii cuvântului tău și bine deprinși cu adevărata învățătură să lucreze cu stăruință pentru construirea unei lumi mai vrednice de om, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Tatăl nostru, Sfințească să numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește. Implorăm binecuvântarea lui Dumnezeu asupra acestor familii care aniversează în acest an 50 de ani de căsătorie și asupra tuturor familiilor prezente, atât și cei prezenți, dar ne gândim și la cei bolnavi. Sunt noi preoții, avem ocazia să vizităm casele unde sunt fie un soț sau o soție bolnavi și însoțim cu rugăciunea noastră și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Pe tine, Dumnezeule, Creatorul toate, te lăudăm, te binecuvântăm,
căci ai făcut de la început bărbatul și femeia, ca și ei să alcătuiască împreună o comuniune de viață și iubire. Îți mulțumim pentru că ai binevoit să revești binecuvântarea ta asupra comunității noastre și asupra acestor familii, pentru că aceștia să fie imaginea Unirii lui Hristos cu Biserica. Privește cu bunăvoință astăzi spre ei, așa cum ai obotit unirea lor în bucurii și necazuri, reînnoiește neîncetat legământul căsătoriei, sporește-le iubirea, întărește-le legătura păcii, pentru ca împreună să se bucure de apurul de binecuvântarea ta, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Puternicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Amin. Dumnezeu să vă ajute și să binecuvânteze pe voi toți. Iubiții noștri, ne-a revenit sarcina aceasta din partea administrației Consiliului Local Ioptiana. Domnule președinte, eu nu știu dacă sunteți înainte văzător sau nu, dar avem aici o foaie 40 de ani împreună. Și pentru acest lucru trebuie să citesc eu. Se acordă cu mult drag și cu responsabilitate din partea Consiliului Local domnului Cujor Ioan și spoiară Victoria, felicitările, dragostea și prețuirea noastră a tuturor la 40 de ani de împreună de fiire, precum și familiei spoială Gheorghe și Marie Mariana și părintelui Isache, David, iată și un preot, și Micaela. Dumnezeu să vă ajute să vă primim cu vinteze. Binecuvântați și fericiți ani!
fată, Vizionică Romană, coregrafă Gheorghe Blase și manager Emiliana Blase. Sunt Georgiana Pădurară și mă bucur că sunt alături de dumneavoastră. În câteva minute mai intra și colega mea, Paula Florescu, să vă gândesc, să vă și gândesc pe rând noi. Și haideți să vedem următoarea melodie.
da? Se poartă așa dumneavoastră, s-a întrebat? Da? Probabil. Thank you.
și la casă și la care ne avem loc.
Vă dorim în continuare o zi minunată, dumneavoastră celor sărbătoriți ani mulți și buni împreună, și vă invităm în continuare să urmăriți spectacolul nostru. Înainte de a începe, mulțumim Consiliului Local, domnului primar, pentru invitația pe care ne-a adresat-o să fim astăzi aici, la inaugurarea Centrului Cultural din satul Larga, și veți urmări în continuare câteva melodii în interpretarea orchestrei noastre, ce au o vechime de peste 100 de ani, apoi veți asculta soliști și veți urmări ansamblul nostru de dansuri. La mulți ani!
vreau să vă spun că ansamblul dat dintr-o tușene pe care l-ați ascultat pentru început doar orchestra noastră s-a întors zilele trecute dintr-un turneu în Grecia, unde am participat la un festival internațional de folclor. Este a patra noastră participare la festivaluri internaționale de folclor. 2 ani la rând am fost în Bulgaria, anul trecut am fost în Albania, iar anul acesta în Grecia. Și dacă nimic nu se va întâmpla altfel decât a fost până acum și suntem sănătoși, anul viitor ne propunem să ajungem într-o altă țară străină, la un alt festival internațional. Cu această ocazie lansăm din nou invitația tuturor locuitorilor comunei noastre să vină la noi în ansamblu. Ușa noastră este deschisă să cânte, să danseze, să facă parte din orchestră, pentru că nu aveți ce pierde. Încă o dată vă dorim vizionare plăcută, urmăriți soliști și dansatori ai ansamblului nostru și oameni buni. Haideți să fim cu inima deschisă și cu sufletul alături de noi, de cei care locuim aici, în Doftana de ani și ani buni. Sănătate! Thank you.
pentru omul simplu și drogul lumii, dragă lumii cu vorba ta și cu jocul din inima. Hai, hai, lume, hai, hai, da, nici mai stai, fără ai nici ai venit. Mai lumii, dragi
Și pentru că între timp a ajuns Leo Merchez și pentru că este băiatul dumneavoastră de aici, din Larga, vă rog să-l încăpinați cu aplauze. Ca și pe Mihaela Camară, pe care ați ascultat-o mai înainte. Mihaela, te rog. Avem copii de valoare și ei doi și toți ceilalți din spatele nostru. În realizarea artistică a acestor copii stau mii de ore de muncă și talentul lor născut, bineînțeles. În continuare îl veți asculta pe Leo, apoi încă o dată solistul nostru Ionuț, după care noi ne luăm la revedere de la dumneavoastră și vă dorim o duminică frumoasă. Bravo! Să se audă peste voi, să se audă peste voi, uite, uite așa.
Felicitări ansamblului de la Cupiești, domnii profesori, îi felicităm pentru munca asiduă. Nu este ușor și iată rezultatele după ani îndelungați de multe, au căpătat multă experiență și le mulțumim frumos că au fost prezenți la inaugurarea căminului din satul nostru larg de aici, ca să facem și noi introducerea, să zicem așa, spectacolelor din partea comunității din Larga. Îi invităm pe câțiva din copiii noștri să ne încânte cu o melodie, am zice, folclorică. Bineînțeles, ei vor fi acompaniați de chitări, de patru chitări. Și doamna profesor, domnii profesori, felicitări! Să ne aplaudăm o dată pe domnii profesori, că merită! Muzica pe care o avem noi, atât cea vestimentală, cât și cea instrumentală, peste hotare, la concursuri gratuit în țară, la concursuri și festivaluri. Mulțumim că ne-ați urmărit! Vă felicităm cu toate, vă mulțumim! Să știți, în fiecare cuvânt pe a vă spune, a fi profesori la un ansamblu este o jertfă până la urmă. Și pentru jertfa aceasta, încă o dată vă mulțumim și noi la Larga încercăm și noi nu avem anduranța domnilor profesori, așa îndelungă, dar încercăm și noi să vă încântăm sufletele cu o mică melodie, da? Haideți voi vă dați, da? Yeah.
ascultat un an. Poate data viitoare vom pregăti ceva mai mult, anul acesta, pentru că a fost inaugurarea. Vreau să-i mulțumesc în mod deosebit, în mod deosebit. Vă rog să-i mai încurajați ca pe viitor să fie cu mai multe cântece. Mulțumim! Mulțumim, copii! Anul acesta noi încercăm să le facem educație, să-i aducem din fața telefonului, din fața laptopului, să-și găsească și altfel de preocupări. Folclorul este una dintre ele. Acum chiar că plec, la revedere, duminică frumoasă, mult succes, copii!